Bună! Astăzi am revenit cu o invitată specială. De data aceasta am revenit cu mama. Probabil ați văzut-o deja în unul dintre vlogurile mele. Vă vedeți, am un link și aici dacă nu l-ați văzut deja. Și m-am gândit că astăzi să o machiez pe mama. Mama are tenul matur, uscat și nu se machiază de fel. Nu se machiază niciodată. Voi încerca să fac un machiaj simplu, de zi, să nu fie nimic prea încărcat. Machiaj pentru ten matur. Și haideți să începem să vedem ce machiaj ne va ieși astăzi. Voi începe machiajul mamei cu sprâncenele și voi aplica mai întâi gelul transparent pentru sprâncenele de la Anastasia Beverly Hills. Voi face asta ca să-i pieptăn sprâncenele în loc, să se așeze mai bine. Și fac asta la început pentru că nu vreau să aplic prea mult produs în sprâncene și atunci când le pieptăn deja par să fie mult mai aranjate. Pentru a umple sprâncenele am ales să folosesc acest marker de la Catrice. Se cheamă Long Lasting Brow Definer. Îmi place astfel de creion pentru sprâncenele ei pentru că le are mai rare și nu vreau să le încarc prea des. Și practic voi trasa fire de păr cu acest marker și voi începe de la codiță pentru că nu vreau să fie prea stridente sprâncenele. Le umplu mai întâi aici unde sunt golurile mai mari. De fapt, nu sunt goluri, sunt mai rare sprâncenele, că nu are goluri. Iar aici în față nu voi face prea multe, voi trasa foarte ușor câteva firicele. Vom încerca să difuzez puțin cu o periuță. Cam aici mă voi opri la sprâncene, nu vreau să le fac prea încărcate și se vede totuși o diferență între cele două. Am terminat sprâncenele, acum voi trece la restul machiajului. În continuare voi aplica niște anticearcă în sub ochi și voi folosi pe acesta de la It Cosmetics, se cheamă Bye Bye Under Eye, îl luam într-o variantă mini și este în nuanța medium. Am ales acest anticearcă pentru că are o acoperire foarte mare și este hidratant și trebuie să aplic foarte, foarte puțin. Mi-am pus aici pe mână, cred că o picătură, poate chiar mai puțin și nici nu-l voi folosi pe tot. Voi începe cu foarte puțin și voi folosi pensul la P82 de la Sigma. Și voi începe aici în colțul intern al ochiului, pentru că acolo are mama zona mai întunecată. Și voi întinde bine produsul. Vă spuneam că mama are tenul uscat și înainte de a începe machiajul, a exfoliat puțin tenul, a aplicat și o cremă hidratantă, puțin ulei de față, ca să se aplice machiajul mult mai bine. Vedeți cât de bine acoperă anticearcănul și am aplicat foarte, foarte puțin. Iar acum voi mai aplica puțin și pe pleoapă, pentru că mama are pleoapa mai închisă la culoare. Și voi aplica puțin doar ca să uniformizez pleoapa. Acum voi continua cu machiajul feței și nu voi aplica un fond de ten, pentru că mama nu are nevoie de acoperire. Are nevoie doar de puțin acoperire aici în jurul nasului, unde are puțină roșeață și poate puțin pe bărbie, pentru că are câteva puncte negre și roșeață, dar nu are nevoie de multă acoperire pentru că are tenul destul de uniform. Așa că voi folosi acest CC Cream de la It Cosmetics, este în nuanța medium. Eu am aici o mostră și voi aplica la fel foarte puțin produs. Îmi voi pune puțin pe mână și îl voi aplica cu aceeași pensulă. Și voi începe aici în jurul nasului. Voi aplica și în jurul buzelor, ca să uniformizez puțin zona aia, zona de aici. Voi aplica puțin și pe bărbie. În continuare voi aplica un bronzer cremă spre exteriorul feței pentru că vreau să încălzesc puțin fața ca să nu fie prea palidă și îl voi folosi pe acesta cremos de la Chanel. Are mama și un coș aici, dar am preferat să nu-l acopăr ca să nu arate ciudat, chiar dacă are un coș mic, nu e o problemă mare. Dacă l-aș fi acoperit și aș fi pus o grămadă de machiaj aici ca să acopăr coșul, ar fi arătat mai ciudat. Bronzerul îl aplic cu pensula de blending de la e.l.f. Îmi place mult pensula asta pentru produsele cremoase. Voi aplica și pe frunte, ca să încălzesc puțin și fruntea. Îl voi duce puțin și spre gât. Vă spuneam la început că mama are tenul uscat și că ea nu se machiază de fel. Și e important să știi lucrul acesta când machiezi pe altcineva, ca să știi cât de obișnuită este persoana respectivă să poarte machiaj. Dacă ar fi să-i fac eu acum un smokey lui mama și să-i încarc tenul, probabil s-ar uita în oglindă și s-ar speria puțin, pentru că nu este obișnuită cu atâta machiaj. În schimb, altor persoane care sunt obișnuite să poarte machiaj în fiecare zi, machiajul pe care îl fac astăzi pentru mama, cred că li s-ar părea
o nimica toată. Dar pentru o persoană care nu poartă machiaj, pentru ea poate să fie destul. Ajunge atâta bronză, voi lăsa machiajul feții așa deocamdată, ca să intre puțin în piele, să se mai usuce puțin produsele cremoase. Și voi trece acum la machiajul ochilor. Machiajul ochilor îl voi păstra simplu și voi folosi un fard lichid. Acesta este de la NYX din gama Lingerie și este în nuanța 11, Nude to Me. Și voi aplica foarte puțin pe pleoapă. Mama are pleoapele căzute, așa că nu voi face nimic complicat, nimic deosebit pe ochii ei, pentru că dacă aș face eu aici un machiaj din 3 culori sau mai cine știe ce, nici nu s-ar vedea atunci când ar deschide ochii, pentru că ea are pleoapele căzute. Așa că voi aplica acest fard, care nu se strânge, rezistă foarte bine. Și voi întinde cu o pensulă de la Coastal Sands. Vedeți că mama atunci când se uită înainte nu prea îi se văd pleoapele, așa că voi încerca să mă concentrez acum la baza genelor. Și voi aplica un fard mat maro închis cu o pensulă în unghi la baza genelor. Acesta este Embark de la MAC. Îl voi aplica la baza genelor în colțul extern mai mult. Acest lucru va accentua privirea, dar fără să fie machiajul prea încărcat. Gata machiajul ochilor, acum o voi da și cu puțin rimel și îl voi aplica pe acesta de la Maybelline, Big Shot Mascara. Acesta este rezistent la apă. Mama are genele drepte și cresc în jos. N-are genele curbate de fel. În continuare voi aplica puțină pudră, foarte puțină pudră pe obraj, pentru că am aplicat acel bronzer cremă. Și în continuare vreau să îi aplic și puțin blush mamei și pentru că nu am unul cremă, normal asta aș fi folosit dacă aș fi avut un far de obraz cremă, dar pentru că nu am unul, voi folosi unul pudră, așa că voi aplica și puțină pudră pe obraj ca să se întindă și fardul de obraz mai bine. Nu vreau să se aplice în pete din cauza produselor cremoase și cremei pe care o are pe față. Iar fardul de obraz pe care îl voi folosi astăzi pentru mama este acesta de la MAC, este nuanța Melba, este un blush mat și voi aplica foarte puțin cu pensul la 129, tot de la MAC. Voi aplica mai mult aici pe pomeți spre exterior. Voi încerca să nu aplic prea mult pentru că mie îmi place blush-ul și de obicei aplic coton. Încerca să nu aplic coton pe mama. Mi-a mai rămas doar să aplic un ruj și îl voi folosi pe acesta de la MAC în nuanța Velvet Terry. Am ales să folosesc un ruj nude pentru că mama nu poartă rujuri prea colorate de fel. Ea poartă rujuri cât mai naturale, cât mai nude, discrete, nimic prea colorat. Și gata, acesta este machiajul pe care l-am realizat pe mama. V-am zis că este bun pentru tenul matur, pentru că nu am folosit prea multe produse pentru ten. Nu am încărcat tenul prea tare, am acoperit unde era nevoie, i-am dat și puțină culoare, puțin machiaj și la ochi. Asta este rezultatul. Sper că vă place. Mamei îi place, ea este mulțumită și asta e tot ce contează. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like înainte să plecați. Abonați-vă dacă vreți să mai vedeți și alte clipuri în viitor. Iar noi ne vedem în curând. M-am pupat! Pa!